nu au avut încredere în proiectul nostru. Foarte mulți dintre ei nu au avut încredere, azi că s-a mai încercat la Târgoviște, a fost multă minciună, a fost multă neseriozitate și ei așa au comunicat între ei, au venit aici, chiar au fost foarte mulți care au vrut să vină și pe urmă s-au risipit așa cum au venit. Vin pe considerentul ăsta și când îți pierzi credibilitatea, aia se câștigă greu. Noi sperăm să, la felul cum ne comportăm la ora actuală cu jucătorii, vă spun, nu vă spunem prin ce eforturi, dar vă putem spune cu certitudine că suntem singura, poate, echipă din România, repet, singura, care nu avem nicio datorie și ne-am plătit la zi datoriile față de echipă în fiecare lună. În fiecare lună nu am depășit ziua de salariu, niciodată. Vă pot da și data, este data de 15. În luna aceasta s-a întâmplat ca ei, pe data de 15, să primească bani. Rest l-au primit pe 12, pe 13, pe 14, dar niciodată peste 15. Ceea ce este, spune enorm de mult în situația de criză care este în România.